Încă de la primele mișcări ale pământului, cei mai mulți dintre clienții unor baruri și restaurante din Buzău au lăsat totul baltă și s-au îngrămădit către ieșire. Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede clar cum clienții fug de la mese, își adună în grabă telefoanele, își au hainele și dau buluc spre prima ușă. Puțini au fost cei care și-au păstrat calmul. Este adevărat că au fost și persoane care au rămas indiferente pe toată perioada cutremurului. Alte imagini surprinse în orașul Buzău, de această dată din spațiul public, arată intensitatea cu tremurului noaptea de sâmbătă spre duminică. Acestea sunt momentele filmate de o cameră aflată în fața primăriei. De altfel, se poate observa cum, la un moment dat, din clădirea Palatului Comunal, din incinta Direcției Economice, iese un bărbat pentru a se uita afară. Tot de pe camera de supraveghere a primăriei, de această dată din cartierul Mihai Viteazul, strada Panait Moșoiu, se poate observa cât de puternică a fost mișcarea seismică. Magnitudinea cutremurului a fost de 5,5 grade pe scara Richter, așa cum arată datele oficiale. Potrivit specialiștilor, în caz de cutremur, cele mai multe victime apar atunci când acestea părăsesc locuința. Când ne aflăm în casă sau într-un loc public, nu trebuie să ieșim afară sau pe scări în timpul sau în primele momente după cutremur. Scările cedează primele la un seism, iar liftul se poate prăbuși sau bloca dacă se întrerupe curentul. Ceea ce ar trebui să facem este să ne adăpostim sub un toc de ușă, o grindă sau o masă.